Clubul Rotary Valea Prahovei a premiat astăzi cei mai buni elevi ai școlilor generale din Sinaia, Bușten și Azuga. La Sinaia, bursa anuală acordată de rotarieni a fost obținută de Irina Bădescu, elevă în clasa 8-a la școala George Enescu. Criteriile de acordare au fost rezultatele școlare din ultimul an și premiile obținute la concursurile și olimpiadele școlare. Printre alte premii la nivel județean, Irina Bădescu a obținut o mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Probabil ceilalți cred că au muncit, mie nu prea mi se pare, că întotdeauna am avut talent la asta, dar mi-au plăcut franceza, engleza și româna. Da. Și la literatură cum a fost? Emoții la național? Nu foarte, că e a patra oară, de la început oarecum să mă obișnuiesc, niciodată nu o să fiu complet obișnuită și întotdeauna o să am îndoieli, dar sunt din ce în ce mai sigură pe mine. Bursele oferite de Rotary Valea Prahovei variază de la an la an, în funcție de banii care se strâng. Nu facem nimic altceva decât să respectăm principiul Rotary, să ne implicăm în comunitate și să premiem performanța. În afară de concursurile de desen, de fotografie, de implicare la nivel de comunitate, unde ne interesează tot ceea ce este frumos să promovăm și să premiem, premiul însemnând recunoaștere și respect. Încercăm la nivel de școli generale să descoperim talentele și odată descoperite să le promovăm, să le aducem la cunoștință celorlalți copii, să-i facem mai prieteni și să încercăm să creăm niște modele, de la respectivele modele să antrenăm restul copiilor care au mai puțin timp de învățătură, mai puțin timp pentru activități extrașcolare. La Bușteni, bursa oferită de clubul Rotary a fost obținută de Delia Gabriela Drăgușin, iar la Azuga de Sara Vișan.